Salutare, dragii mei prieteni! Cu voi este Descoperitorul și bine v-am găsit la un nou episod despre invenții. Invenții de mașini nebune, așa le-am denumit pentru că întrec imaginația umană de a dezvolta astfel de proiect. Am mai făcut un asemenea videoclip, adică partea 1, și îl puteți găsi în descriere. Iar astăzi ne uităm la partea 2. Dacă încă nu ești abonat, merită să te abonezi deoarece postez în fiecare zi. Hai să vă arăt mașinile ciudate! Probabil că ați auzit despre arma rusească Kalashnikov, dar nu despre ea este vorba. Este o dronă de dimensiuni mai mari, construită de ruși, atât de mare încât te poate căra pe tine. Are 16 seturi de rotoare și rulează pe baterii, fără combustibil. Are un scaun, joystick-uri pentru manevră și un schelet metalic. Fiind o mașină mică, care zboară, ar putea fi extrem de bună pentru militari. Teoretic, poate să fie folosită pentru misiuni similare, cum ar fi elicopterele, dar cu costuri mult mai mici și silențios. În viitor, vor să construiască și o cabină pentru cel care conduce. Bozena Riot este un vehicul blindat, comandat de la distanță, adică cu telecomandă, conceput pentru a face față revoltelor și mulțimilor pe străzi și zone urbane. Sistemul oferă o soluție atât pentru protejarea unităților de aplicare a legii în acțiune, cât și pentru controlul situației, ori de câte ori este necesară întreținerea păcii. Riot vine cu un motor de înaltă performanță, cu zgomot redus și cu emisii reduse, echipat cu caracteristici interne de stingere a incendiului. Sistemul poate fi susținut cu diverse accesorii, care servesc ca instrument ușor de implementat și eficient, capabil să asigure armatei sau mascaților siguranța în cazul unui atac armat din partea mulțimilor. Cred că nu ar fi bun pentru români, că și-ar face de cap jandarmeria. Tree Rover este un robot de plantare a copacilor cu un singur scop, să planteze copaci pentru tine. Unde vrei tu, în pădure, în grădină, pe marginea drumului, oriunde. Având în vedere că pădurile noastre sunt rase și exportate și noi rămânem fără păduri, nici măcar lemn pentru foc nu te mai lasă să tai. Totul trebuie să cumperi la un preț exorbitant. Ar fi ideal un asemenea robot. Sper să mă caute cei de la guvern, să le spun și lor de robot. Voi ce ziceți? În bazinul Paddington al canalului Grand Union din Londra, există un pod care este înfășurat în formă de roată. Este așezat o dată pe săptămână pentru ca vizitatorii să-l admire și să treacă peste. De fapt, este desfășurat din gemul lui de minge. Podul se deschide și se închide printr-un sistem hidraulic montat în balustradă. Nu rămâne deschis tot timpul pentru a nu încurca bărcile ce traversează acea parte a apei. De fapt, este un loc de parcare în acea zonă. Podul poate fi oprit în orice punct în timpul deschiderii, dar în general nu este nevoie și operatorul îl va opri numai atunci când este complet deschis sau complet închis. Pe lista noastră avem o mașină tip armă, un pistol automat gigant pe 4 roți. Are muniție convențională pentru distanța de 40 de km de 155 de mm și pentru distanța de 60 de km cu muniții ghidate cu precizie. Întregul sistem de pistoale este controlat de operatori din cabina blindată. Astfel, nu există personal în afara cabinei în timpul tragerii.
Poate fi operat de o singură persoană, dar cabina are 4 spații de lucru. O echipă standard constă din comandantul pistolului, operatorul pistolului și șoferul. Mașina noastră poate prinde o viteză de până la 70 de km pe drum, deci nu e foarte rapidă, dar eficientă. Muzicianul Nigel Stanford a programat acești roboți pentru a deveni muzicieni. Mișcările lor sunt cu mare precizie. Rata de eroare ar fi de undeva la 0,3 mm. Asta înseamnă că nu pot sparge o tobă sau să rupă vreo coardă de chitară. Dar în schimb pot face orice, de la pian, chitară, tobe și DJ. Tu vii doar cu vocea, în rest, instrumentiști deja ai. Laserele și focul pe care le vedeți în imagine sunt făcute cu efecte speciale, dar în rest totul este real. Dacă în lumea virtuală a jocurilor putem să ne facem ferme, mașini și să zidim orașe, cineva s-a gândit să transpună în lumea reală, așa că a inventat pe Sam, robotul care zidește singur. Sam poate zidi 2000 de cărămizi într-o zi, în comparație cu un muncitor de doar 400 de cărămizi. Deci, dragilor, rămânem fără locuri de muncă. Vin roboții peste noi. Ce facem? Punem mâna pe carte sau învățăm să o dăm acolo în lenevire? Este o mașină de teren cu 6 roți blindat. Șasiul și suspensiile au fost modificate în așa măsură încât să reziste la orice teren accidentat și la impactul cu solul în momentul vitezei. Puterea de deplasare și stabilitatea sunt punctele forte la această mașină. Parcă ar fi din jocurile de pe calculator. Să nu uităm că are și un tun pentru armament. Pe lângă faptul că te deplasezi cu viteză uluitoare, ai posibilitatea să și tragi în dinamic. Are și troll în cazul în care rămâi împotmolit undeva sau are nevoie camaradul tău pentru a-l ajuta. Cam atât în episodul de astăzi despre aceste invenții incredibile. Voi ce părere aveți despre roboți? Credeți că ne vor ajuta sau vor rămâne mulți oameni fără muncă? Lăsați-mi comentariile voastre în secțiunea de comentarii, eu am fost Descoperitorul și nu uitați că postez în fiecare zi, de aceea cred că merită să vă abonați. Salut!